Legat de gala centenarului, că ne-ați rămas dator, vă stă bine în joc. Cine a plătit masa? Nimeni. S-a mâncat acolo. Nu a plătit-o absolut nimeni. Cum se poate cineva să mănânce o masă și să nu plătească nimeni? Ca la cine ce detalii. Vă rog, hai, subiecte serioase, dacă aveți. E un subiect serios. Dar a spus să ne răspundeți. Permiteți-mi, uite, am să vă răspund la fel ca și colegului dumneavoastră cu altă întrebare. Cu o săptămână înainte, în același ambient, cu același decor, v-am văzut și pe dumneavoastră cu un pahar și cu un dumicat în braț. Era un proiect pe fonduri europene și... Domnul Răzvan, doar pentru că nu ați participat dumneavoastră la nu are nicio relevanță nu ține, că nu e nimic imoral, nu e nimic ilegal, credirea primării... Nu e niciun avantajul dumneavoastră. De ce nu lămuriți lucrurile astea? Dar dumneavoastră de ce insistați? Dar sunt bani publici, de asta insist. Domnule, doar pentru că nu ați fost invitat. Asta nu este un argument, sincer. Promit, uite, la anul chiar dacă mă invitați, nu veneam, vă am înțeles. Păi și atunci tot asta. O întrebare generală. Obișnuiți să vă duceți la mese unde nu știți cine plătește?